Uite, de exemplu, eu mă aștept acum ca Universitatea Cluj, care a, din informațiile mele și din jucătorii pe care îi văd că, că i-a adus, pentru mine înseamnă că au o anvelopă salarială foarte mare. Universitatea Cluj n-are voie să lipsească din play-off anul ăsta. Dacă este să... Unde să-i mai baci? Unde îi mai împingi pe Universitatea Cluj, mă, Andrei? Ai farul. Păi nu, peste, stai un pic. Ai farul. Păi peste farul. Păi da, ei plătesc mai bine ca farul. Dacă este să judecăm doar pe salariile pe care le acord jucătorilor, tu ar trebui să nu ai treabă cu farul. Da, ai farul, ai CFR. Da, ai farul, CFR, ai FCSB, ai Universitatea Craiova, ai Rapidul, ai Sepsi, ai Craiova Lumititelu. Să spun ceva că la nivel de, de Cluj, la ce s-a întâmplat cu optimizarea de la CFR Cluj în ultima perioadă, este posibil ca salariile celor de la UCLUJ să fie mai mari decât salariile celor de la CFR în momentul ăsta? Da. Salariile celor de la UCLUJ mai mari decât cele de... Ai și ceva informații parțiale? Păi dacă sunt reale informațiile cu apropo de Niță, de exemplu, da, care ar fi din punctul meu de vedere o achiziție foarte bună pentru ei, pentru că e un post unde au nevoie, da? Și dacă suma e aceea pe care am auzit-o, păi eu nu cred că Sava sau Hindriș... Care ai auzit-o? Ce ai auzit? Păi înțeleg că undeva la 15.000 de euro pe lună salariu, da? Da, da. Bun. Salariul ăsta nu-l găsești la portarii de la CFR. Sau cred eu că nu-l găsești la... Și pe urmă, dacă o iei pe fiecare post în parte, s-ar putea să ai o mică surpriză. Uh-huh. Și atunci îți spui problema, de ce să nu fie acolo? Deci tu ai informații și ce mai știi, ce ai mai citit, ce știi tu că nivelul salarial de la UCLUJ e mai mare decât la Faru sau chiar și chiar e posibil să fie mai mare și decât la CFR? Decât la Faru e sigur mai mare. La CFR mă gândesc. Uh-huh. La achizițiile care s-au făcut, jucătorii care au plecat de la CFR și înlocuitorilor care au venit, probabil că altă logică nu găsesc, de-aia îi dai drumul lui Iuri să plece, câștigi niște bani pe el și probabil că îți achiziționezi un fundaș central la bani pe acolo sau chiar mai puțin. Normal, probabil. Da? În momentul în care tu ai o problemă financiară și vrei să reduci cheltuielile. Iar în momentul în care văd că vin jucători precum, eu știu, Niță, dacă va veni, Vătăjelul care a venit, Mitrea care a venit, Bordeanu care iarăși care a venit, mi-e greu să cred că acești jucători vin pe salarii de 5-6 mii. Mi-e foarte greu să cred. Deci înghesuim și pe UCLUJ la play-off. Înseamnă că va fi cea mai tare superligă din ultimii ani, Andrei și Florin. Nu? Da, nu? Clar.